Bun găsit la o nouă întâlnire la Ambasada Sustenabilității. Astăzi intrăm un pic într-o temă care are legătură cu economia, mai exact domeniul construcțiilor, și l-am invitat alături de noi pe Bogdan Arnăutu de la Heidelberg Cement. Salut, Bogdan! Salut, Doru! Mulțumesc de invitație! Cum merge compania voastră și industria voastră în această perioadă? Se știe deja că s-au oprit foarte multe proiecte din motive legate de distanțare socială, de izolare. Cum e pe domeniul vostru? Doru, ceea ce ne privește pe noi, cel puțin, afacerile continuă, nu am oprit niciun punct de lucru. Suntem optimiști, am luat toate măsurile de protejare a angajaților și a furnizorilor sau firmelor terțe cu care intrăm în contact, în mod special colegii mei din partea de operațional. Momentan, lucrurile, cel puțin pe trimestrul întâi, sunt ok. Livrările au fost satisfăcătoare și conform așteptărilor. Evident, acum, trimestrul 2, având în vedere și cele două sărbători pascale care au loc în această perioadă, posibil să se mai simtă o scădere în livrări. Suntem optimiști și așteptăm, evident, să continue programele de construcție, evident, infrastructura, în mod special, de unde se vor vedea volume și, în ultimul rând, bineînțeles, și rezidențial. Asta e o veste bună, aș zice. În perioada asta în care multe afaceri au probleme de continuitate, faptul că în sectorul vostru lucrurile continuă e un lucru bun. Putem să luăm asta ca un semn că, de fapt, întregul sector al construcțiilor cum necum continuă? Sau e prea mult spus? Poate e prea devreme să spui asta, e destul de dificil să faci estimări privind evoluția în următoarea perioadă. Noi suntem optimiști și facem tot ceea ce ține de noi să continuăm afacerile și la partea de ciment, și la betoane, și la agregate. Vedem și cum evoluează, desigur, criza. După cum am văzut, sunt diverse zone cu activități blocate, județe cu focare. Noi suntem aici și facem tot ce ține de noi să facem față celor. Dincolo de activitatea propriu-zisă, știu că în perioada asta v-ați implicat și în diverse teme sociale de moment, de urgență, în comunitățile în care aveți voi fabricile și vă desfășurați activitatea și nu numai. Dacă ne poți da mai multe detalii? Așa este. Evident că este o chestiune care este în ADN-ul companiei noastre de a ne implica atunci când este cazul, mai ales în situații de calamitate sau situații de urgență, cum este cea pe care o traversăm. Ne-am implicat alături de mai multe ONG-uri pentru a sprijini pe cei din linia întâi, în mod special sistemul medical. Din cele trei județe unde noi avem fabricile de ciment, în județul Neamț, județul Hunedoara și județul Dâmbovița, am încheiat mai multe parteneriate. Cel mai important este cel cu Asociația pentru Relații Comunitare, cu fondul de urgență pe care ei l-au inițiat. Și prin acesta am donat aproximativ 124.000 de euro, care s-au dus pentru achiziții de materiale și pe nevoi concrete identificate în spitalele județene din cele trei județe pe care le-am menționat mai devreme. La Dâmbovița am donat prin Asociația pentru Relații Comunitare 6 paturi de terapie intensivă și un monitor de funcții vitale pentru Spitalul Județean de la Târgoviște. Două containere medicale care au fost amplasate la spitalul de la Cucioasa. Aceste două containere au fost amplasate și
date în funcțiune cu ajutorul unui alt ONG cu care noi am lucrat în județul Neamț, respectiv Asociația Volunteers for Life, care ne-au ajutat cu aceste două containere, plus încă patru care au fost amplasate la Spitalul Județean din Neamț, din Piatra Neamț. În acest moment, astăzi, mâine, cel târziu, vor mai ajunge încă trei containere, tot la Spitalul de Urgență din Piatra Neamț. Sunt nevoi destul de mari acolo, după cum știți, e un focar destul de important în județ. De asemenea, a fost instalată tot cu ajutorul nostru prin intermediul aceluiași ONG, Volunteers for Life, cărora le mulțumim foarte mult pentru eforturile pe care le-a depus în această perioadă și ajutorul pe care l-au acordat, o rampă de acces pentru circuitul separat care s-a făcut la spitalul din Piatra Neamț. La spitalul de la Deva, de asemenea, am donat un aparat de testare și, bineînțeles, cu ajutorul vostru ne-am implicat la început, în demararea proiectului Cumpărături la ușa ta, pe care cei de la Geeks for Democracy l-au dezvoltat. Pornind de la acest proiect Cumpărături la ușa ta și mergând, ducând lucrurile puțin mai departe de fondul de urgență de care povestea înființat de ARC, deja se conturează necesitatea unui fond de urgență pentru cazurile de sărăcie de data aceasta, nu neapărat legate de situația medicală. Tot mai multe astfel de cazuri încep să fie semnalate din țară. Dragoș, dacă poți da câteva detalii, câte sunt la acest moment despre acest fond de urgență pentru cazurile de extremă sărăcie și în ce mod s-ar putea implica o companie precum Heidelberg Cement? În acest moment căutăm să identificăm zonele în care avem comunități sau chiar doar persoane aflate în sărăcie extremă care au nevoie de intervenție rapidă. Prin programul Cumpărături la ușa ta, în weekendul trecut a fost deja făcută o livrare de alimente și produse de igienă în Leorden, județul Argeș. Acolo aveam o comunitate cu destul de multe nevoi. Se lucrează în momentul ăsta într-un grup de ONG-uri care și-au pus resursele împreună. Vorbim aici de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Asociația ARC România, Agenția Împreună și Step by Step. Căutăm resursele necesare pentru a identifica cazurile și în același timp pentru a reuși să strângem banii. În acest moment, nefiind pus sistemul de fundraising, de donații in place, există un cont la Agenția Împreună în care pot fi făcute donații și cercetăm anumite comunități pentru a vedea exact care sunt nevoile, precum cea din Săndărei, unde există carantină, dar înțelegem că sunt destul de multe persoane care nu au acces la alimente și produse de igienă. Urmează să anunțăm atât pe pagina ambasadei, cât și public prin comunicate de presă conturile în care pot fi făcute donații, atât de către companii, dar credem cu tărie că în cadrul acestui fond de solidaritate și de urgență pentru persoanele aflate în sărăcie extremă, e important să contribuie fiecare cetățean care are posibilitatea să contribuie. Este un exercițiu de solidaritate de la persoană la persoană și e important să-i ajutăm pe cei de lângă noi. Bogdan, mă întorc un pic la partea de business. Sigur, așa cum ai spus chiar tu mai devreme, e greu să facem predicții în momentul de față, dar din cum vezi tu acum lucrurile? Criza asta va schimba afacerea voastră, sectorul vostru, sau lucrurile vor merge ca înainte odată ce criza trece? Ceea ce mă privește, o chestiune personală, nu cred că lucrurile vor fi la fel ca înainte de criză. Asta
în ceea ce ne privește pe noi toți, de fapt, sigur se vor schimba lucrurile. Din punct de vedere al business-ului, deja se schimbă lucrurile, pentru că, uite, și eu, ca mulți alții, lucrăm de acasă. Business-ul continuă, descoperim modalități noi de a comunica, toate facilitățile tehnice pe care le avem cu toate aceste platforme digitale pe care grupul ni le asigură, e destul de ciudat, e adevărat că lipsește interacțiunea socială pe care o aveai înainte când vorbeai cu cineva în comunicare, lucrul ăsta e foarte important. Destul de greu de spus, sincer să fiu, dar cu siguranță lucrurile se vor schimba, nu au cum să fie la fel. Apropo de planuri de viitor sau modalități prin care în viitor, odată trecută criza, vom reuși să repornim motoarele economiei, o variantă care este tot mai des rostită este aceea în care statul să demareze proiecte mari de infrastructură de îndată ce va putea. Vor fi cu siguranță și fonduri europene pentru acest lucru. Crezi că asta va ajuta industria voastră, industria construcțiilor și România în general? Cu siguranță. E o chestiune pe care noi o comunicăm de mult timp și întotdeauna am spus că suntem... E adevărat, România e restantă până la urmă față de alte țări din Uniunea Europeană la proiecte de infrastructură. Noi suntem pregătiți ca industrie și să facem față cererilor care vor apărea. Evident, statul, guvernul va trebui să aloce fonduri pentru demararea unor proiecte de infrastructură majore. Industria construcțiilor, în general, este o industrie care poate să aibă, să asigure un ajutor important economiei. Revenind un pic în comunitățile voastre, Cum e lumea acolo în această perioadă? Au, dincolo de, sigur, urgențele medicale în care deja spuneți că v-ați implicat, angajații voștri vă semnalează lucruri cu care îi puteți ajuta, dincolo de, sigur, faptul că în continuare au un loc de muncă, ceea ce este foarte important în perioada asta? Aveți semnale din comunitate? Vi se solicită ajutorul de către autorități sau de către localnici? În mod informal au mai fost în perioada asta diverse solicitări punctuale din partea colegilor, dar trebuie să recunosc că au fost foarte multe solicitări concrete și directe din partea diverselor autorități locale, pe care am încercat să le rezolvăm, în mod special chestiuni care sunt legate de... accesul și lipsa, de fapt, a măștilor, mănușilor, chestiuni de protejare a celor care sunt în prima linie în primării sau în serviciile din comunitățile locale. Există în comunitățile voastre persoane aflate în sărăcie extremă? Ați reușit să verificați acest lucru? Dragoș, după cum bine știi, în toți anii ăștia, în comunicările și în consultările pe care le-am făcut în toate comunitățile noastre, sunt diverse zone care sunt cu probleme. Există în Dâmbovița o astfel de zonă. Suntem în contact cu autoritățile de acolo și vom încerca măsura, evident, posibilităților pe care le avem să ajutăm în continuare aceste comunități cu nevoi speciale. Dacă ar fi să alegi una din afirmațiile următoare, de care dintre ele ești mai apropiat? Prima, de-abia așteptăm să treacă această criză, să ne întoarcem la ale noastre. A doua întrebare, de fapt a doua afirmație, lumea nu va mai fi la fel. Cum spuneam și mai devreme, sigur lumea nu va mai fi la fel. Cu bune și cu rele până la urmă din toată această experiență, fiecare am trăit-o diferit. Pe de altă parte, faptul că nu am mai avut contactul ăsta social ne-a făcut să stăm un pas în spate și să evaluăm diverse
lucruri pe care le-am făcut până acum, poate că pe viitor vom acționa diferit, sigur lucrurile nu vor mai fi la fel. Depinde de noi până la urmă să alegem, să avem o atitudine pozitivă și optimistă până la urmă. Și dacă tot nu vor mai fi la fel, măcar să fie altfel, dar mai bine. Dragoș, vrei să completezi ceva? Da, aș vrea să îl rog pe Bogdan să ne spună așa puțin din experiența pe care a avut-o în aceste zile, în implicarea în ajutorul comunităților locale, în zona medicală, în primul rând. Având în vedere că ai și această a doua pălărie de vicepreședinte al Consiliului Director de la Ambasada Sustenabilității, poți să ne spui cum vezi prioritățile companiilor din mediul privat în acest moment din punct de vedere al relației cu comunitatea, cu societatea civilă, cu oamenii care trec în aceste clipe prin momente grele? Voi cum ați gândit ca reacție din punct de vedere strategic și cum gândiți mai departe ce le recomanda oamenilor care se ocupă de zona asta în celelalte companii? Așa cum am spus, reacția noastră a fost absolut normală de a ne implica în astfel de proiecte. La fel ca noi, au fost și alte companii care au făcut asta, evident, încercând să ajute în primele momente ale crizei, acolo unde era cel mai mult nevoie, respectiv în sistemul medical. Sunt destul de multe companii private care au ales să facă asta și este lăudabil până la urmă. Cu cât suntem mai mulți care ne implicăm în astfel de proiecte, cu atât lucrurile vor reveni la normal mai repede. Statul, din păcate, nu are și a dovedit că nu are capacitatea întotdeauna să se miște la fel de bine ca sectorul non-profit cu care și noi am colaborat, ca și alte companii. Este un moment dificil pentru sectorul non-profit, iar astfel de parteneriate pe care noi sau alte companii le avem cu diverse ONG-uri care lucrează pe chestiuni care țin de social sau de sănătate sau mediu, cred că sunt mai mult decât binevenite și mi se pare o atitudine firească din partea unei companii să se implice în astfel de proiecte. Ei, și dacă tot ați dus discuția asta în zona sustenabilității, să zicem, dincolo de implicarea în comunitățile locale, nouă ne place să credem că după această criză companiile vor fi mai atente cu aspectele care țin de sustenabilitate, cu mediu, cu societatea, cu tot ce înseamnă elemente de comunitate, de educație și așa mai departe. Cum crezi? Vezi această schimbare la fel ca noi sau, cum spuneam, stai să treacă criza și după aia mai discutăm? Eu cred că ar trebui să fie cel puțin la fel de importante ca și până acum. Adică o companie serioasă care s-a uitat la astfel de aspecte și până acum, sigur se va uita în continuare. E adevărat, poate cu un accent mai mare pus pe probleme care țin de sănătate, poate. În cazul nostru, de exemplu, noi am, prin toate proiectele pe care le-am făcut în toate comunitățile, evident că întâi ne-am dus spre nevoile pe care le-am identificat, nevoi concrete. Majoritatea au avut legătură cu chestiuni legate de mediu, chestiuni legate de educație. Probabil, pe viitor, va trebui să ne concentrăm sau ne vom concentra mai mult și pe chestiuni legate de sănătate, mai mult decât am făcut-o până acum. Ei, dar ce ne facem cu acele companii care nici până acum nu erau foarte atente la lucrurile astea? E o chestiune care ține de filozofia fiecărei companii până la urmă și va trebui mai devreme sau mai târziu să înțeleagă că e, ca să ai o abordare sustenabilă, trebuie să te ocupi și de astfel de aspecte. Aici aș adăuga și eu, revenind cumva cu aceeași temă și întrebare. Vedem în sectorul non-profit o perioadă destul de periculoasă, pentru că organizațiile neguvernamentale care nu sunt în zona sănătății, în zona serviciilor sociale,
Au un risc foarte mare în momentul de față, pentru că au trebuit să-și oprească și ei proiectele, angajații merg în șomaș tehnic și resursele financiare ale acestor organizații se termină sau s-au terminat. Prin urmare, vor avea o problemă din punct de vedere al finanțării și după ce trece această criză, cel puțin cea sanitară, pentru că vedem din ce în ce mai multe companii, cum sunteți și voi, care finanțează organizațiile care contribuie acum la micșorarea efectelor pe termen scurt ale crizei și au reacții, programe de reacție rapidă. În același timp, aceleași organizații neguvernamentale au și o oportunitate destul de mare. Din ce în ce mai mulți cetățeni se implică voluntar și susțin programele existente, ceea ce înseamnă că va exista un bazin mai mare de voluntari și chiar de angajați pentru perioada de după criză. În același timp, revenind la sectorul privat, vedem în aceste momente multe companii care contribuie prin donații către organizațiile din societatea civilă și nu numai, contribuie la reducerea efectelor acestei pandemii. Ce ar trebui să facem? Ce am putea să facem astfel încât aceste companii, după trecerea crizei, să rămână unite, să colaboreze atât cu societatea civilă cât și între ele pentru a vedea un mediu economic mai sustenabil și pentru a vedea decizii mai responsabile? În primul rând, să continue activitatea. E foarte important să meargă business-ul, să aibă oamenii unde să lucreze, să putem avea un profit, să putem plăti taxe și impozite care se duc la comunitățile locale. Fără asta, lucrurile nu pot să continue. În alte sectoare, că vorbea și Dragoș de sectorul ONG, dar și în sectoare de business în această perioadă, am văzut așa că parcă s-a suspendat competiția între membrii din același sector sau aceeași industrie. Cumva, toți făcând un pact, haideți să servim binele în perioada asta și să ne uităm întâi care este interesul general. Prima întrebare este dacă s-a întâmplat lucrul ăsta și în industria voastră sau lucrurile au continuat în mod firesc ca și până acum. Și a doua întrebare, dacă această trăsătură crezi că va rezista odată trecută criza? Mi-e greu să spun. Din câte am văzut în informațiile publice, sunt competitori din piața noastră care au făcut lucruri similare ca noi, doar că nu suntem implicați în afara lucrurilor, proiectelor pe care le facem la nivel de asociație, în diverse tipuri de proiecte de susținere, cum sunt cele pe care le-am făcut noi. Fiecare a continuat să susțină acele cauze și, evident, în comunitățile locale unde este prezent. Și în business-ul propriu-zis au continuat fiecare fără schimbări majore aduse de perioada asta? Adică este o piață oligopol, sunt niște reguli stricte pe care trebuie să le respecte. Uh-huh. Aici lucrurile sunt la fel ca noi. Bun. Mulțumim de prezență, mult spor în continuare. Sperăm să continue lucrurile spre bine pe toate domeniile și să ne revedem de adevăratelea cât mai curând. Cu mare drag, abia aștept. Toate cele bune. Toate bune.